Wow, cum a plecat! Wow! 200! Așa repede! Wow! Hei, sunt Montre și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi v-am pregătit un clip special cu BMW-ul M4 Competition, pentru că în acest moment mă aflu pentru prima oară pe circuitul Motorpark România și minutele ce urmează o să ne distrăm alături de noua mea mașină. În caz că nu ați văzut clipul cu prezentarea mașinii, acesta este un BMW M4 Competition MX Drive din anul 2022. Are un motor de 3 litri benzină ce dezvoltă 510 cai putere și ajunge de la 0 la 100 km pe oră în doar 3.5 secunde. Este o mașină puternică și foarte rapidă ce te ispitește să o calci în fiecare moment în care te afli la volan și te poate lăsa fără permis în doar câteva secunde. Doar ce am cumpărat această mașină, deci vă dați seama că nu-mi doresc să rămân fără permis chiar așa din prima lună și tocmai din acest motiv am venit astăzi pe circuit, pentru că în clipul de astăzi vreau să ne distrăm cu mașina așa cum trebuie, în timp ce rămânem și cu permisul în buzunar. Nu aveți idee cât de nerăbdător pot să fiu în acest moment, pentru că nu am avut șansa până acum să fac nici măcar un launch control în adevăratul sens al cuvântului cu mașina, așa că o să începem cu un launch control în modul 4x4 și ulterior în rear wheel drive. O să vedem împreună și ce timp scoate acest BMW M4 Competition de la 0 la 100 și chiar 200 km pe oră. Cuțu, ce ai făcut acolo la roată? Uitați-l pe băiatul ăsta frumos, doar ce ne-a lăsat un cadou acolo la roata din spate, dar asta înseamnă că avem noroc, nu-i așa? Domnul, uitați-vă ce frumos e. Cum stai super pe el. Doar ce spălase mașina, dar nu e problemă. O să o spălăm iar mai târziu. După 0, 100 și 0, 200 vreau să facem și niște frânări de urgență de la 100 de km la 0, să vedem împreună cât de performant este acest sistem de frânare M-Performance, dar să sperăm totuși că nu o să fie nevoie să schimb plăcuțele de frână după clipul acesta, pentru că sunt destul de scumpe. Înainte să trecem la treabă, nu uitați să bușiți butonul de like dacă vreți să postez clipuri mai des pe YouTube și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ce idei de clipuri și modificări mai aveți pentru această mașină. Știți doar că părerea voastră este extrem de importantă, așa că promit să le citesc pe toate și să vă dau inimioară tuturor. Și în cazul în care sunteți și voi interesați să vă cumpărați o mașină nouă, nu uitați să o verificați pe car vertical folosind codul Montrei pentru a primi 20% reducere și să mai salvați niște bani. Acesta este un Audi A6 care arăta foarte bine în pozele din anunțul de vânzare. Însă după ce o verifici pe car vertical, afli că mașina a avut un accident în trecut. Raportul ne arată și poze cu mașina din trecut și după cum puteți vedea, mașina a avut un accident destul de grav în partea frontală și cel mai probabil ulterior a fost declarată daună totală. În cele din urmă, mașina a fost reparată și scoasă la vânzare. Cam așa arăta înainte și după reparație. Dacă nu o verificai, cel mai probabil nici nu-ți dădeai seama. O simplă verificare pe car vertical îți poate arăta informații importante despre mașina pe care vrei să o cumperi. Cum ar fi dacă a avut daune sau accidente în trecut, dacă a avut kilometrajul modificat, dacă a fost folosită ca taxi sau chiar furată. Nu uita că ai 20% reducere din partea mea pe car vertical dacă folosești codul Montrei la finalul comenzii sau intră chiar acum pe primul link de descriere și discountul va fi aplicat automat în momentul în care verifici o mașină. Am intrat chiar acum pe circuit și, așa cum am spus mai devreme, este pentru prima oară când vin aici la Motorpark România și cu această ocazie vreau să le mulțumesc din suflet pentru că ne-au acordat circuitul astăzi să ne distrăm cu această mașină și sunt foarte nerăbdător pentru că a venit în sfârșit momentul să facem primul launch control cu noul BMW M4 Competition MX Drive 2022. Mă rog, primul launch control corect pe care îl fac cu această mașină, pentru că dacă ați văzut clipul pe care l-am filmat cu fratele Popa acum o săptămână, am încercat și atunci să fac un launch control, însă din păcate nu am reușit pentru că nu am activat funcția mașinii așa cum trebuie. Și primul pas este să dezactivăm sistemele, punem chiar acum mașina pe modul 4x4 Sport, facem primul launch control în modul 4x4, care este totodată și cel mai rapid mod al mașinii, și după evident că o să-l facem și în modul rear wheel drive ca să plecăm doar cu roțile din spate și evident să plecăm puțin de alături, pentru că știu că asta vă place și vouă și evident că asta abia aștept să fac și eu. Așa cum am spus, primul pas pentru a activa funcția de launch control este să dezactivăm sistemele. În acest moment mașina este DSC off, după apăsăm frâna la maxim și... Wow! Wow, cum a plecat! Wow! Mama! Băi, ești nebun! 200! 200! Așa repede! Incredibil și ce frânare! Când am prins 200? Mai am GoPro în spate? Mamă, vă spun sincer, nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam la asta, deci... Doamne, ce mașină am cumpărat, e incredibil. Nu mă așteptam la asta, știam că e rapidă, dar nici chiar halul ăsta. Doamne, cum a plecat, a decolat efectiv. Știți că am mai făcut eu gluma aia că BMW-ul e un avion și așa mai departe, dar efectiv am decolat în momentul ăsta. Deci nu mă așteptam să plece atât de repede. O să dăm chiar acum o tură de circuit să răcim puțin mașina, mă rog, nu e foarte încălzită, dar BMW recomandă ca după fiecare launch control să iei o pauză de 5 minute ca să răcească uleiul din
cutie diferențială și așa mai departe. Doamne, de ce încă nu vine să cred? Așa cum am spus și la începutul clipului, cei de la BMW declară că acest M4 Competition, varianta MX Drive, cea 4x4, prinde 100 în 3.5 secunde. Este pur și simplu ziua perfectă pentru mine și nu aveți idee cât de fericit sunt în acest moment, pentru că în sfârșit pot să mă distrez cu mașina așa cum trebuie. Pe stradă nu ai cum să te distrezi cu o mașină de genul, adică poți să mergi cu ea la maxim 30-40% din cât poate, dar acum, fiind cu ea exact în elementul ei pe circuit, pentru că până la urmă ăsta este cel mai tare lucru la un BMW, pentru că pleacă din fabrică pregătită de circuit. Este o mașină cu care poți merge atât pe stradă, dar în weekend, dacă vrei să te distrezi, nu ai nevoie să mai faci cine știe ce modificări, ai mers pe circuit și i-ai dat. Bun, băieți, a venit momentul pe care l-așteptăm cu toții. Vreau să fac chiar acum și primul launch control cu mașina în modul rear wheel drive. Mașina o să plece de spate, o să facă până ultimul hal, pentru că până la urmă avem 510 cai și chiar acum o să dezactivăm modul X-Drive și o să avem tracțiunea sau propulsia, cum vreți voi, doar pe spate. Doamne, bine că am fost atent, că mă duceam direct în câmp. Ok, haideți să nu stricăm această mașină, vă rog, chiar din prima tură pe circuit. O să facem o plecare obișnuită. Piciorul pe frână și dăm kickdown. Ok. Și 200. Am simțit că mașina a plecat mai greu. Era de așteptat, pentru că până la urmă am plecat doar cu roțile din spate. Dar ce mă surprinde este faptul că, deși eram pe modul rear wheel drive cu stabilitatea pe 0, adică mașina nu mai mi-oferea niciun fel de asistență și pe lângă asta mai pleca și de pe pietriș, nu a patinat mai deloc, deci mașina asta chiar pune foarte, foarte bine puterea jos. Într-adevăr, evident că a fost puțin mai înceată, din câte știu, diferența între un 0-100 în modul 4x4 și în modul rear wheel drive este de jumătate de secundă. Însă, așa cum am mai spus și în clipurile anterioare, eu personal nu aș fi cumpărat niciodată acest BMW M4 dacă nu era un MX Drive, pentru că din punctul meu de vedere, ăsta este lucrul care face această mașină să fie specială. Faptul că poți avea două mașini într-una, în momentul în care vrei să pleci primul de la semafor sau ai nevoie de 4x4, ai apăsat un buton și mașina este X-Drive și dacă vrei să te distrezi sau să te învârți, să mergi de-a latul sau să faci o plecare mai agresivă sau un burnout, evident, ai apăsat un alt buton și mașina se transformă în rear wheel drive. Lucru pe care un BMW M4 Competition stock, care nu este MX-Drive, nu-l poate face, adică este doar tracțiune sau propulsie spate și atât. Și vă dați și voi seama că dacă, Doamne ferește, ajungi cu el pe la munte și te prinde zăpada, s-ar putea să rămâi cu el acolo. Mașina asta e incredibil de rapidă. Mă așteptam la asta, însă chiar acum sunt curios să testăm și sistemul de frânare, așa că o să facem câteva frânări de urgență, însă până atunci v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez un vlog nou. Și așa cum v-am promis, 5 dintre voi, cei care apăsați chiar acum pe butonul roșu de subscribe, veți apărea în următorul meu clip ca și abonații zilei. Abonații zilei de astăzi sunt Andra, Monica, Ovidiu, Cristian și Valentin. Și cu această ocazie vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Acum că am făcut 0-100 și 0-200, atât în modul 4x4 cât și în rear wheel drive, cred că a venit momentul să vedem cât de performant este acest sistem de frânare M-Performance. Încă de când am cumpărat mașina, am simțit că mașina are un sistem de frânare foarte bun, mașina frânează extrem de bine și foarte rapid, însă nu am apucat să fac până acum o frânare de urgență. Așa că, în continuare, o să facem un mic test stil Bugatti și Koenigsegg. Mă rog, nu avem noi un supercar, nici pe departe un hipercar, dar chiar sunt curios să văd cât de mult mă pot baza pe sistemul de frânare al mașinii și cât de repede se oprește mașina de la 100 km la oră la 0. Bun, haideți să vedem împreună ce timp scoate acest BMW M4 Competition MX Drive 2022 de la 0 la 100 km la oră cu frânare de urgență până la 0. Sunteți pregătiți? Punem mașina pe modul manual, piciorul pe frână, 4x4 Sport, launch control. Wow! Oh, nici la asta nu mă așteptam. Incredibil, deci mașina s-a oprit instant. Instant s-a oprit. În concluzie, nu aveți idee cât de fericit pot să fiu cu această mașină, deci nu regret absolut deloc faptul că am cumpărat-o și pur și simplu în bugetul acesta chiar nu cred că puteam să cumpăr ceva mai mișto, vă spun sincer. Chiar și dacă ar fi să ne uităm la un Mercedes AMG sau un Audi RS, pur și simplu nu este
nicio altă mașină care să-mi fi putut oferi senzația pe care mi-o oferă mașina asta, performanțele ei. Dar cu siguranță lucrul care mă face pe mine cel mai fericit este faptul că am văzut că vă place și vouă noua mașină la fel de mult cum îmi place și mie. Pentru că până la urmă filmez clipurile acestea pentru voi, vreau să fiți și voi fericiți cu alegerea pe care am făcut-o, să vă uitați cu plăcere la clipurile mele. Și în ultima vreme, după ce am văzut toată susținerea, atât prin like-uri, comentarii, share-uri și așa mai departe, pur și simplu sunt atât de fericit cu alegerea pe care am făcut-o, deci nu aveți idee. Îmi pare sincer rău că nu putem să dăm niște ture de circuit așa cum ar trebui și doar facem niște ture de răcire cu mașina. Am avut ghinionul ca fix astăzi să vopsească băieții aici pe circuit și să nu putem să trecem prin Apex chiar așa cum ar trebui. Încă o dată vă spun, nu sunt cel mai experimentat om pe circuit, am fost de câteva ori în trecut, dar chiar îmi doresc să exploatez mașina asta la maxim și singurul loc în care o putem face în siguranță și legal și cu permisul în buzunar este evident pe circuit, așa că în curând o să ne întoarcem aici. Bun, vreau să mai facem chiar acum o plecare în modul rear-wheel drive pentru că îmi place foarte, foarte mult când văd că pleacă mașina de spate. Haideți să vedem dacă avem toate sistemele off, M-Traction controlul off. Bun, sunteți pregătiți? Ce rupe aderența! Deci nu prea pleacă de spate. Chiar și cu toate sistemele dezactivate, DSC-ul și M-Traction controlul pe 0, mașina tot se ține foarte, foarte bine. E incredibilă mașina asta, pur și simplu incredibilă. Deci e moartea mea, pur și simplu nu am mai fost de mult atât de fericit într-o mașină. Sincer, chiar aveam nevoie de asta. Doamne, cum pleacă! Wow! 150 și 200. Bun, am trecut chiar acum pe modul rear wheel drive și haide să încercăm o plecare. Ok. Wow. Da, mă, da. E și el până la urmă un BMW M4 și știe să pună puterea jos, deci oricât de mult mi-ar și fi dorit să piardă aderența, uite că nu o pierde, cel puțin aici. Dar cu siguranță în următorul clip în care o să facem drift și burnout cu această mașină, o să facem mai multe plecări de alatul și o să vedem mașina asta în elementul ei. Astea fiind spuse, în mare cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să bușiți butonul de like dacă vreți să postez clipuri mai des pe YouTube și lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți ce idei de clipuri și modificări mai aveți pentru acest BMW M4 Competition. Știți doar că părerea voastră este extrem de importantă pentru mine, așa că promit să le citesc pe toate și să vă dau inimioară tuturor. Și de asemenea, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați lovit chiar acum butonul roșu de subscribe și clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află când postez următorul vlog. Dacă aveți plăcerea, mă puteți urmări și pe profilul de Facebook, Instagram sau TikTok, unde veți găsi mai multe postări cu această mașină pe care nu le vedeți aici pe YouTube, le găsiți aici pe ecran sau jos în descriere și în încheiere voiam să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați urmărit acest clip până la final. Eu am fost Montre, iar până data viitoare v-am pupat! Pa!